cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Nu, Bogdan, în dimineața asta nu vreau să fac emisiune. Cum? Sunt în direct? Bine, dacă sunt în direct, pe răspunderea ta. Deci, oameni buni, suntem la cafeaua de dimineață, Mesagerul din Neamț, Știri din Neamț. Am avut o controversă cu colegul Bogdan. Am spus că nu fac astăzi emisiune. El a spus, doamne, nu se poate să nu faci emisiune. Nu vreau să fac emisiune astăzi. Și o să vă explic de ce nu vreau să fac emisiune, că după aia încheiem, ca să nu mai stăm de vorbă despre subiectul ăsta. De exemplu, cum să faci o emisiune după o ședință de consiliu local atât de frumoasă? Am văzut niște consilieri, domne, îmi venea să plâng. Deci îmi venea să plâng uitându-mă la laptop și la transmisia destul de slabă făcută de acolo, nu mai contează. Deci îmi venea să plâng uitându-mă în laptop câtă grijă au consilierii noștri pentru performanța în învățământ. Zici că s-au dus toți de la PSD și au luat lumină de la Cotroceni pentru România Educată. Și, domne, sunt atât de educați și atât de... Deci, nici cu o floare să-i atingi, nici măcar cu un trandafir de-al lor de la PSD să-i atingi. Nu se poate. Ei bine, băieții ăștia au propus, domne, să facem un proiect de hotărâre pentru, nici nu mai știu cum îi spune, dar nici nu are importanță, domne, educația în Piatra Neamț. Și mi-am să aminte unde am fost cu o zi înainte dimineață. Bogdan, te rog frumos, dacă tot mai obligați să fac emisiunea și am spus că nu fac, pune, domne, poza aia pe ecran. Uite, vedeți poza asta? Știți ce-i cu ea? Acolo, în clădirea respectivă, s-a ținut târgul de oferte, nu, ofertele educaționale ale liceelor. Deci, după cum puteți vedea, liceienii și copiii de clasa 8-a care veneau să, așa, urcau pe acolo și urcând, ziceau, domne, zice, domne, ăștia nu ne-au pregătit numai oferta educațională, ne-au arătat ce trebuie să reparăm și cum trebuie să ne îndeamnă spre meserii. Ne trebuie acolo, uitați-vă, ne trebuie constructor, mozaicar, faianțar, ce Dumnezeu ar mai trebui pe acolo. Asta este intrarea la sala polivalentă din Piatra Neamț, unde au venit profesori, au venit elevi să-și prezinte oferta educațională și copii de clasa 8-a. Cu autocare, cine le-o fi plătit Dumnezeu cu mila, cu microbuze școlare, asta da, cu mașini, și-au văzut la intrarea în orașul Piatra Neamț model de gospodărire și loc pentru promovarea performanței în învățământ. Cum să faci emisiune în condițiile astea când domnii consilieri, inclusiv cei de la PSD, știau situația, pentru că acolo a fost însăși doamna Florentina Moise îmbrăcată în verde ca să nu fie nici galben, nici roșu și a avut grijă de prezentarea ofertei. O să spune, ce treabă are ea cu sala sportului? Păi este lidera de grup a consilierilor PSD. Eu nu ziceam să iau o mistrie sau ce mai trebuie acolo să rezolve problema. Dar de când sunt în Consiliu, n-ar fi putut să spună și ei, băi, primarule, viceprimarule sau cine-i fi tu acolo, ca să nu mai vorbim de manager, cum se cheamă, city manager, administrator de oraș. Bă, e rușine, e intrarea în oraș. E o clădire emblemă. Și atunci să mai faci emisiune, cafeaua de dimineață, să fii și calm. De asta n-am vrut să fac emisiunea de astăzi. Bun, sunt și alte motive. Păi cum, te uiți la o ședință și vezi acolo cum pe bandă rulantă consilierii care aparent s-o ceartă pe proiecte mari, obligațiuni municipale și alte cele, votează frumos la capitolul cultură, recreere și religie, probabil că erau în pauză de cultură, erau la recreere în ședință și se rugau la șefii de partid să le mai dea câte o sinecură. Deci, votează
295.000 de lei din bugetul local sărăcit al orașului Piatra Neamț, sărac al orașului Piatra Neamț, 295.000 de lei. O să spuneți, ce înseamnă 200? Nu, nu-s 295 de lei. Sunt 295.000 de lei, adică aproape 3 miliarde lei vechi. Și pentru ce? Păi zice, organizarea evenimentului Gala Generațiilor. Ok. La Gala Generațiilor citim așa. Cheltuieli reprezentând contravalorarea premiilor pentru elevi și profesori coordonatori. Ok. Și generații și elevii și cuplurile. E foarte frumos. Se achiziționează bani pentru buchete de flori ce vor fi înmânate cuplurilor și doamnelor profesori. E bine, asta nu discutăm. Da, mergem să citim. Organizarea unei festivități de premiere a câștigătorilor concursului național de sărituri peste obstacole, Cupa municipiului Piatra Neamț. Și suma, un mizilic acolo pentru domnul Lupu și ai săi, 100.000 de lei. O să spuneți ce 100.000 de lei? Aplauze din public, se aud aplauze din public. 100.000 de lei ați judecat pentru domnul Lupu. Păi o să spuneți, domnule, ce sunt 100.000 de lei la atâția cai și armăsari din zonă? E adevărat. Nu sunt mulți, dar pentru bugetul orașului sunt mulți. Mai ales că vedem aici o frază care este extrem de interesantă. Contravaloarea premiilor va fi stabilită în funcție de numărul câștigătorilor. Mi-aduc aminte cum făcea băiatul meu când era mic și era supărat. Cam așa făcea. Băi, aceștia, care sunteți cu votul, scuzați-mă că nu vă spun domnilor și doamnelor, domnișoarelor acum, că nu fac emisiune, asta nu e emisiune. În emisiune vă spun să trăiți frumos. Băi, dacă va fi un singur câștigător, îi dați 100.000 de lei lui ăla? Cum adică va fi stabilită contravaloarea în funcție de numărul câștigătorilor? Ca să nu murim noi proști ăștia, care ci că suntem răi, tare. Dar știți de ce se face concursul ăsta? Dacă, de ce se dă premiul ăsta de 1.000.000 de lei? Pentru creșterea notorității orașului Piatra Neamț. Hai serios. Hai să fim serioși. Notorietate la ce? La șprițuri? La decontat la dublu? Și atragerea unui număr cât mai mare de turiști? Să zicem că vor crește cu 10. Bine, și de participanți. Deci vom avea turiști și cai. Deci la cai sunt sigur că vă crește puțin numărul de cai, dar mă rog. Deci, cum să faci emisiune și să fii serios când vezi că se dau 100.000 de lei pentru un proiect care, în mod normal, ar trebui să aibă în spate niște documente care să spună, dom'le, asta e, cam atâta bandă acolo, nu știu ce. Și, așa, Otova se propune suma de 295.000 de lei și 295.500 lei, din care 500 probabil s-au pierdut între raportul de specialitate și proiect. Da, mai contează 500 de leuți acolo, mai contează. De asta n-am făcut emisiunea astăzi. Vreți să vă mai spun de ce n-am vrut să fac emisiunea astăzi? Am văzut, dom'le, o dezbatere pe proiect. Deci, primăria, prin domnul primar, propune obligațiuni municipale. Ia ca fâs. Sunt obligațiuni municipale, adică ducem o datorie făcută de niște șmecheri criminali pe zona orașului. Nu e misiunea asta. Asta nu e misiunea, vă spun. Niște șmecheri criminali, din punct de vedere administrativ, care au îndatorat orașul și am plătit dobânzi mai mari decât creditele luate, aici are dreptate Carabelea, că am plătit dobânzi mai mari decât creditele luate. Și le ducem mai încolo. Nu știu dacă e bine sau rău, că nu mă cheamă Sorin Potolea sau Marinel Burduja.
N-am de unde să știu lucrurile astea, că ei sunt specialiști în domeniul bancar. Dar atitudinea din ședință a consilierilor denotă, sincer, infantilism, politicianism ieftin și analfabetism din punct de vedere administrativ. Iar șmecheria lui, cum îl cheamă, Doamne, a fost viceprimar la Piatra Neamț, a fost sau mai este șef de partid. Cum? Nu, nu, Boboi Porecla, nu, nu. Bogdan Gavrilescu, da, uite, ăsta este. Care acum unde este? Doamne, unde este? Este la... Pus de domnul Arsene la Eco Neamț. O sinecură acolo, alături cu băiatul domnului Chitic, alături, a fost băiatul doamnei Soroceanu, adică, vedeți, o instituție plină de specialiști. Și domnul Bogdan, în ședință, eu nu suport votul secret, domne. Păi eu nu suport votul secret. El suportă doar discuțiile secrete. Votul secret sub nicio formă. Cum adică? Deci eu votez la vedere. Așa a votat și, adică nu, a discutat secret când și-a pus toată trupa directori pentru un procent de 10% care l-a obținut. După aia mai micuț, că da, na, ce să fac? Deci, dom'le, nu, el este un adevărat pietrean care ține la tot ce înseamnă acest municipiu, ține la tot ce înseamnă, cum să vă spun eu, prestanță, ține la bugetul județului, ați văzut, al orașului. Cum să voteze el secret, dom'le, o emisiune de obligațiuni? Păi dacă nu-l vede cel care e pus de domnul Arsene să-i supravegheze acolo, să le dea și sfaturi. El ce să face? Dacă se duce în cabină acolo și din greșeală își aduce aminte că era... Că, nu, din greșeală crede că încă e viceprimar și votează pentru. Deci, băieții ăștia și doamnele astea au o problemă. Au o problemă. Ei cred că pe scaunele de la Consiliul Local și, în general, pe funcțiile lor, odată cu instalarea, le-au pus Arsene, Carabelea, cine o fi fost acolo, le-au pus și superglu. Mai trebuie să aibă grijă. Superglu pus în exces rupe pantalonii de pe scaun și rămâi în fundul gol. Și ai două variante. V-am spus, asta nu e emisiune. Deci, să ți se vadă fundul sau, doi, să fie folosit la altceva. Ceea ce nu știu dacă la toți le cauzează plăcere. Deci, asta este problema cu consilierii noștri. Deci, vreți și alte argumente? De ce nu facem azi în misiune, stăm și aberăm aici, așa? Avem și altele. Dom'le, îi vezi pe băieții ăștia pe postări. Dom'le, pe Facebook sunt toți inteligenți de pică. Pică în stânga, pică în dreapta, azi de pică, carou de pică. Deci nu mai discutăm. Le pică de aici, le pică de colo, cât e un pic de pică. Aseară, de ce nu vreau să fac emisiune? Că vreau să fac emisiune serioasă. Aseară primesc niște mesaje. Mai un pic, că nu pot. Dacă tot nu fac emisiune, nici nu mai trebuie să respect regulile. Deci, primesc niște mesaje. Hai să le găsesc. Niște mesaje. Care sunau cam așa. Că, dom'le, ziariștii ăștia, îți devină pentru ce se întâmplă la ambulanță, dom'le. Asta știți că ziariștii sunt devină pentru ce se întâmplă la ambulanță? Eu aseară am aflat. Că de ce nu scriu ei, domne, despre concursul din 2020 de la ambulanță? Păi de ce să scrie ziariști despre concursul din 2020? Că noi din 2010 știm că se fraudează toate concursurile la ambulanță, să dea șpagă.
se făceau tot felul de șmecherii. Doi, din câte știm, au fost niște cercetări pe acolo. Au fost și reclamații. Și că ziariștii nu sunt, sunt de vină acum, că spun așa, domne, ăia care au fost respinși și ăia care au dat concurs și nu au știut cum să facă testul și le-au fost corectate și au trecut, bă, domne, ăia-s băieți buni, domne. Ăia nu-s băieți răi. Ăia-s băieți buni. Să-l sune cineva pe domnul Mățu să-și oprească alarma de la Piața Centrală, că nu a luat încă foc. Când a luat foc, domnul Mățu nu era aici. Deci domnul Mățu nu era aici când a luat foc. Acum mai este, poate oprește alarma în piață. Așa, deci, domne, ăștia care noi spunem acum că nu știau, ăia lucrează de 2 ani, domne, și erau foarte buni. Ziariștii nu știu și au făcut pe ăia nepricepuți. Pardon, i-au făcut nepricepuți ăia din comisie, în discuțiile interceptate de băieți. Nu ziariștii. Domnule, și Morenciu nu e atât de vinovat, săracul, că doar și ăia dinainte au luat. Păi și cu ce e mai nevinovat Morenciu decât ăia dinainte? Și este treaba jurnaliștilor să-i judece pe ea dinainte, să-i cerceteze? Și nu se referau numai la noi, ci la toți jurnaliștii. Dom'le, că vezi, Doamne, jurnaliștii ăștia, din cauza lor județul se vede rău în țară. Păi ca să vezi. Adică băieții ăștia fac un circuit al șpăgii extrem de bine pus la punct, cu o doamnă care considera că e datorire de serviciu să strângă banii de șpagă. Apropo, a venit cineva aici. Ce, domne, la redacție. Domne, vă spun eu cum e la salvare. Păi zic, foarte bine, stați un pic, vă facem o poză și... A, nu! Nu că dacă îmi faceți poză și să aflu că am fost la dumneavoastră, au de suferit unii. De la cine au de suferit, doamnă? Cum de la cine au de suferit? Păi de la ea, de la... din sistem. Păi ce vreți aici? Păi să vă spun cum se dădea șpagă. Poftiți, voi aveți numărul de la cutare. A, dar ce ziariși sunteți voi? Adică ce vroia ea? Să spunem noi, ea să nu-și asume sub nicio formă și eu să nu pot controla, noi să nu putem controla dacă ce spune adevărat. Păi eu pot să cred ce spunea ea, că dădea 100 de lei de ziua nu știu cui și mai punea 100 de lei pentru ca să-și facă evaluarea, să-i treacă evaluarea bine? Nu pot să cred. Că n-am cum să verific. Dar dacă stau și mă gândesc că sunt vreo 200 și ceva de angajați și dacă faptul ăsta este adevărat, cineva a plecat cu vreo 500 de milioane aproape într-o zi acasă, îți mai vine să faci emisiuni? Și serioase? Nu! Nu-ți mai vine să faci emisiuni serioase. Păi o să spune, bine, domne, ai ambulanță, ai... Nu, nu! Și la spital e la fel. Și o să spuneți că și în alte părți. Păi da, și concursurile din instituții sunt aranjate. Sunt aranjate, n-am spus că se dau bani. Dar se dau și bani. A venit de unăzi un domn aici, foarte serios, așa, zice, domne, eu vreau să mă autodenunț că am dat șpagă la DGASPC. Foarte frumos, numai un pic. Haideți un pic. A, nu, zice, nu, 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 nu. Eu am venit de fapt să vă cer un sfat dacă să mă autodenunț. Păi du-te la poliție, du-te la procuratură, du-te la DNA, du-te la DICOT. A, nu, 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 nu. Eu am venit să văd. Știi ce ai venit aici? Păi știți că eu am dat șpagă. Du-te, domne, dacă ai dat șpagă, că-ți fac o poză și și scriu ce ai spus. Adică toți sunt viteji, ziariștii sunt lași. Pentru că nu scriu, domne, despre conflictul de la spital. Că ăla i-a luat soția lui ăla și că din cauza aia se ceartă. Că în spital număratul de la 1 la 69 se blochează de obicei la ultima cifră. Că un pat din spital s-a distrus în timp ce... Păi eu ce probe am să susțin lucrurile astea?
Că se dau șpăgi. Da, se dau șpăgi. Se dau șpăgi peste tot. Ce? Cum pot eu să cred ce îmi spune unul din Consiliul Județean? Că e dor de Ionel Arsene. Și eu am luat-o la modul propriu. Bă, dar chiar ți-e dor? Nu, mi-e dor să-l văd prin instituție. Zic, vezi, dacă ți-e dor să nu te doare. Păi și da, știu că o să mă doare dacă se află că mi-e dor. Ce să vă mai... N-am niciun chef să mai fac emisiunea astăzi. Să vă mai spun de ce n-am chef? Dom'le, vin băieții ăștia și ne propun la județ, la municipiu, la orașe, la comune. Păi își fac propuneri, hotărâri acolo, așa. De exemplu, am aflat că preia orașul o investiție. Nu mare, 40 ceva de mii de lei. Ce contează? Un mizilic. Jumătate din premiile lui Tașu Lupu. Așa? Pentru o centrală termică la stadion. Ok, foarte frumos. Dar întreb și eu. Stadionul ăla, ne-a făcut cineva un raport cu ce se întâmplă acolo? Nu nouă, vai de mine, ci cu consilierilor. Ăștia care susțin educația, care nu votează sau votează obligațiuni municipale, ăștia care s-au speriat, domne, s-au speriat și au ieșit din Consiliul de Administrație ale Școlilor, să nu cumva, Doamne ferește, bat în lemnul totuși un ceva nobil. Nu știu, bat în ceva. Nu știu în ce. Că își pierd sinecurile, dacă știi, declară cineva incompatibil. Nu, nu aveți nicio problemă. Puteți rămâne, că vă judecați și peste 2 ani, oricum, nu mai e nicio problemă. Deci, vin, propun o centrală termică. Ok, foarte frumos. Da, dar ce deservește centrala aia termică? Și pentru cine? Și cine plătește cheltuielile acolo? Ce protocol există la stadion? Cine beneficiază de lucrurile de acolo? Că dacă vine elevii de la școli să facă ore de educație fizică pe stadion, cum se obișnuia pe vremuri? Dacă s-ar mai face câte un concurs școlar, by the way, așa, ca să fie acolo, pe stadion, să vezi în tribună, să mai vedem și în tribuna aia cu părinți, copii pe acolo, o chestie. Aș zice că după faci un duș, na, dar acum ce se întâmplă acolo? A venit unul tot așa, cărcotaș, la redacție. Domn Băiescu, da, domn Băiescu, nu se poate așa ceva. Ce se poate, mă? Ce nu se poate? Se poate orice în orașul ăsta. Păi, domnule, l-au dat pe afară pe ăla care avea inventarul pe persoană, știți, este câte o persoană care răspunde inventar. Sala sporturilor, teren, prin strand, așa, și... Păi au uitat că dacă l-au dat afară, cineva trebuia să preia inventarul. Și așa că nu mai este niciun inventar acolo. Eu nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred, având în vedere competențele totale ale acestor băieți. Și cu asta gata, mai spun una și gata. A sunat unul din primărie. Dă-i, om serios, nu așa. Deci, om serios, te pui cu el. Te pui cu el. Adică îl vezi tot timpul, aranjat. Așa. Bine, dacă dai, îl lovești cu ceva în zona capului, suna doagă. Dar nu contează, că doaga e bună, păstrezi în ea, lichide. Lichid? Cum se cheamă, mă, lichidul ăla care e în cap? Cefalorahidian. Deci, clar. O, domnule, eu mă uit la ce scrieți și la ce faceți, dumneavoastră, așa, așa. Domnule, dar ce sunteți prea blânzi, domnule, sunteți prea blânzi, domnule. Cum se poate, domnule, să fiți așa de blânzi? Păi, dar tu unde lucrezi? Păi eu... Păi tu unde lucrezi, mă? Păi știți că eu... Păi tu de ce nu îți iei fundul de pe scaunul lipit cu super glue și fii într-o emisiune și spui tu cu gurița ta cea frumos cuvântătoare pe Facebook. Spui tu cu gurița ta ce nu merge bine în instituția în care ești angajat. Ori ales, orice, scuzați-mă, ei fi tu. Nu?
Și revin pe final. Da, am văzut ce deputați avem. Îți vine să plângi. Pe vremuri te punea în colț pe coș de nucă. Acum îți vine să te duci singur să te pui în colț pe pioneze, întoarse cu vârful în sus. Când o vezi pe Oana Bulai, ce proiecte faci acolo, câți copii se duc să învețe demnitatea de politician. Și la spinării verticală, parcă au în ea, așa. Și probabil cursurile le va ține Ionel Arsene, la mare, la Neptun, ca să-i învețe pe copii ce înseamnă demnitate, versalitate politică, cinste, onoare și ce mai vreți dumneavoastră. A, stați că n-am terminat. Nu, uite, vreau să termin, dar dacă tot nu fac emisiune, nu fac emisiune și cu asta basta. Văd, domne, un deputat de neamț îi ia pe ăștia, domne, de la pe toți miniștrii, domne, dar nu PSD, liberali. Domne, au carențe de ordin tehnice, domnul Ciprian Șerban, domne. Doi, nu-ți vine să crezi câtă dedicație pentru țara asta, pentru poporul ăsta, cu condiția ca miniștrii să fie liberali. Ăia de la PSD, ei nu sunt în Budă, Doamne ferește. Ei au un ministru budăi, care zice că vine la neamț. Să ne scoată din rahat. Ne oprim aici. N-am făcut emisiune, ne simțim bine. Bem o cafea. Din două căni astăzi bem cafeaua. Că tot n-am făcut emisiune. Hai să fiți iubiți. Sănătate, numai bine. Weekend plăcut, ca să spunem așa.